Rămânem la categoria grea, dar pentru meci pe reguli de K1 între Maxim Sukhachov și Maxim Bolotov. Sukhachov este sportivul din Ucraina, născut în 1991, are 103 kg, 1,87 m înălțime pentru Maxim Sukhachov. Este campion în versiunea WTA KA. Are până acest moment la profesioniști 3 victorii pe singură cursă. Maxim Bolotov, reprezentantul Moldovei în acest meci la categoria grea, are 1,88 m înălțime, 110 kg. Bolotov și-a ales ca intrare o melodie a trupei Prodigy, Diesel Power. Este campion european și el în categoria grea în 2011. Este campion mondial de kickboxing în 2011. Dar la profesioniști are o victorie, o înfrângere și meci la egalitate. Foarte multe lupte pentru el la nivel de amator. Vine de la clubul Sol Gym, acolo unde este antrenat de Andrei Gros. Va fi un meci interesant între Maxim Bolotov și Sukhachov, adversarul său din Ucraina. Doi luptători la categoria grea. Va avea parte de lovituri cu greutate. A început prima repriză, ucraineanul cu short auriu. Bolotov cu short negru, iată o luptură înaltă de picior trimisă de Bolotov. Încearcă să vină aproape ucraineanul, dar adversarul său foarte bună seria de brațe trimisă de Bolotov. Sigur pe el, ucraineanul scurtează distanța, vine aproape de Bolotov. Probabil se bazează pe o bărbie de fier acest ucrainean. De stânga, a două lochicuri din partea ucraineană, încearcă dreapta la corp, foarte bună dreapta trimisă de Bolotov. Încă o dată Bolotov cu un croșet de dreapta foarte bun, iată serie de brațe excelente pentru Bolotov și termină seria cu un genunchi. Continuă să lovească foarte bine Maxim Bolotov. Vedem pe sportivul moldovean câteva lovituri de braț excelente pe debutul acestui meci. Început de repriză foarte bun pentru Bolotov. Schimbă foarte multe lovituri între cei doi luptători. Încearcă ucraineanul să vină aproape Bolotov. Am văzut din nou cu dreptul de stânga foarte bine. S-a dus prin garda adversarului. Încă o serie de brațe bună pentru Bolotov și acum o lovitură de genunchi sub centură. Sukhachov trebuie să-și devină după această lovitură sub centură încasată de la adversarul său.
Directă de dreapta pentru Bolotov. Foarte bune loviturile cu piciorul din spate pentru Bolotov. Iată din nou o serie de brațe prelungită pentru Bolotov. A rămas și el descoperit și a încasat-o stângă. Foarte multă risipă de efort pentru Maxim Bolotov în această primă repriză. Iată pe adversarul său cu o lovitură la corp, a și încasat Sukaciov. Rămâne din nou descoperit Sukaciov. Bolotov încearcă lovitura înaltă de picior. A lovit sub centură ucraineanul și a recunoscut vina. Maxim Bolotov își revine foarte repede după această lovitură încasată de adversarul său. Iată pe Bolotov câteva lovituri. Încă o dreaptă trimis acolo de Bolotov. Sukaciov încearcă să vină din nou aproape. Mereu pe pas înainte ucraineanul, un stil agresiv pentru Sukaciov. Va direct cu brațul din față trimis de Bolotov, a venit și direct cu brațul din spate. Ține brațele sus, Sukaciov vine aproape acum, foarte bun croșeul de dreapta. Nu lovește foarte puternic ucraineanul, dar are o țintă bună. O primă repriză frumoasă făcută de Bolotov și Sukaciov. Cei doi luptători cu premiile Maxim. Foarte multă risipă de efort pentru Bolotov în prima rundă. A lovit foarte mult Bolotov. Iată din nou începând agresiv pe sportivul moldovean. Nici adversarul său nu se lasă, face mereu pasul înainte, încearcă să se apropie de Bolotov. Foarte bună directă de strângă a trimis acolo de ucrainean. Low kick. Ucraineanul încearcă să vină aproape, l-am văzut trimițând câteva lovituri cu brațul din față. A și lovit Sukaciov după comanda stopa arbitrului. Foarte bună dreapta, o lovitură puternică din partea lui Bolotov. Încă o dreaptă și un croșet de stânga pentru Bolotov. Parcă am fi la un meci de boxe în aceste momente. Din plin, cei doi au lucrat foarte bine cu brațele. Continuă Bolotov. A rămas descoperit Bolotov și a încasat o stângă puternică de la adversarul său. Foarte puternic kick-ul trimis de Bolotov și a revenit repede ucraineanul. A fost puțin dezechilibrat de acea lovitură. Încă un kick puternic, o lovitură mediană de picior pentru Bolotov. Din nou momente foarte bune pentru Bolotov. Ucraineanul încearcă să apropie, iată ce lovitură a încasat acolo ucraineanul și a rămas pe picioare. Dreapta și la figură stânga la corp. Încă o dată Bolotov ratează croșiul de stânga, a pus forță acolo pe lovitură Bolotov. Pe timpul, Bolotov a încasat o lovitură sub centura adversarului său. Foarte puternică lovitura de stânga a trimisă de ucraineanul. Cearcă din nou să scurteze distanța, să se apropie ucraineanul.
Chiar cu lovitură din întoarcere Bolotov, foarte spectaculos Maxim Bolotov în aceste momente. Dreaptă puternică trimisă de Bolotov, a încasat și-l un tocul de stânga. Eschivă din partea ucraineanului, lață brațele jos Sukachev. Iată o lovitură din întoarcere trimisă de Bolotov. S-au pocnit ambii luptători în această repriză, final de rundă. A început ultima repriză a luptei dintre Maxim Bolotov, Șor Negru, și Maxim Sukachev din Ucraina, Șor Tauriu. Două reprize animate până acest moment, cu schimburi multe de lovituri între cei doi luptători. Foarte bun genunchi trimis de Bolotov, dintr-un clinch a tras acolo Bolotov și imediat a lovit cu genunchiul. Dreaptă trimisă de Bolotov. Foarte bun lovitul ucraineanului, acum vine aproape ucraineanul, se schimbă foarte mult de lovituri din clinch. Bolotov s-a dus la podea, nu a fost din lovitură. Meciul poate continua. Brațele sus pentru ucrainean, a încercat să vină câteva lovituri. Foarte bune lovituri mediene trimise de Bolotov. Ucraineanul continuă să braveze, să lase brațele jos din când în când, să-l provoace pe adversarul său. Un meci încălcit, au mai obosit cei doi luptători. Bolotov a făcut o risipă foarte mare de efort în prima repriză. Sunt ultimele secvențe din această repriză. Foarte bună lovitura înaltă trimisă de Bolotov, ucraineanul din nou vine aproape. A fost tot meciul de pas înainte ucraineanul, n-a făcut deloc pasul înapoi. A venit la luptă, nu a refuzat deloc lupta cu Bolotov. Cearcă din întoarcere acolo Bolotov. De genunchi trimisă de Bolotov, încă o dată încearcă o lovitură din întoarcere, s-a dezechilibrat acolo sportivul Bondovan. Foarte greu de reușit aceste lovituri atunci când depășești peste 100 kg, mai greu de reușit în repriza a treia când ești foarte obosit. Pus un braț în fața acolo ucraineanul. Dreapta trimisă de Bolotov. Cearcă din întoarcere Bolotov cu o lovitură de picior. Dreapta stânga pentru Bolotov, iată și răspunsul ucraineanului cu un genunchi. Din nou luptă din clinch și de luptători. Am văzut schimburi de lovituri de brațe. A eschivat acolo la timp ucraineanul, sunt ultimele secunde acest meci. O dreaptă trimisă de Ucraina a prins pe Bolotov, descoperit și iată și un croșet de stânga pe finalul meciului pentru luptătorul ucrainean. Care va fi decizia judecătorului pe aceste trei reprize.
Bolotov cu lovituri mai clare decât adversarul său. Sunt deciziile celor trei judecători după primele trei runde. Se fac ultimele calcule, să vedem cum au punctat, care va fi decizia finală. Pentru Maxim Bolotov din Republica Moldova, o decizie 2-1 pentru sportivul moldovean împotriva lui Maxim Sukaciov.